Salut! Astăzi voi demonstra metoda mea de recrutare în rețelele socializare. Deci să începem cu anaclasnice. Prima metodă de lucru este să scrii mesaje în privat. Deci, întrebăm la găsește prieteni, ne alegem vârsta cu care dorim să lucrăm, localitatea, neapărat trebuie acum pe site să alegem, da? Ce facem noi în continuare? Îndreptăm săgeata spre poza prietenii date. Mai jos, uitați să scrie, împrieteniți, abonați-vă și scrie. Noi facem click pe scrie. Dacă doriți să mă împrieteniți cu persoana dată, nu e o problemă. Nu e ok, prieteniți-vă. Dar eu trec deodată la treabă, da? Scriu, faci click pe scrie și copii în mapa care avem deja gătită toate textele cu care noi lucrăm, copiem un text, un mesaj care dorim să scriem, îl copiem și îl afișăm. Și îl trimitem. Dacă persoana dată a să dorească să fie cointeresată, a să ceară detalii, da? Și în continuare ne va să lucrați cu persoana dată. A doua metodă care este să punem note de 5. La fel, întrebăm la găsește prieteni. La fel, găsește vârsta, localitatea, important, este important, acum pe site. Ca tu să primești răspuns acum la un moment, da? Ce facem noi? Facem click pe poză, da? Care persoană? Care răspund eu, da? Facem click pe poză de două ori și punem nota 5. Cum lucrează această metodă? Persoana dată, când a să vadă nota ta de 5, desigur a să fie cointeresat să vadă cui i-a plăcut poza ei, da? Și desigur a să intre pe pagina ta. Tu deja trebuie să ai gătită pagina cu postarea făcută și cu tot ce trebuie, știi, cu produse, cu pozele tale să vadă, adică să fie o pagină așa plăcută ca ei să-i placă. A treia metodă care îl recrutăm noi este să etichetăm prietenii. Este metoda mea principală și importantă, care desigur vă recomand. Cum începem noi lucru? După cum am spus, noi deja trebuie să avem gătită mapa cu textele și o mapă cu poze. Ca să facem click pe mapa cu texte, copiem textul care dorim să-l scriem. Și scriu o notiță, o afișăm. Și adaug o poză. Intrăm iar în mapa noastră, copiem poza. Eu iubesc pozele cu bani, cum am spus. Uitați, copii o poză și distribuim, da? Și cel mai important este să etichetăm prietenii. Uitați aici, vezi? Etichetează prietenii. Noi facem click și să apare toți prietenii tăi, da? Și noi etichetăm 20 prieteni, 22, 24, nu mai mult, pentru că poate să se blocheze. Adnăclasnice. Adnăclasnice este puțin mai sever, de atât mulți consultanți noștri se tem de adnăclasnice, că îi blochează. Dar dacă singura să respectați condițiile care le pune adnăclasnice, eu cred că va fi tot ok. Ce condiții ne pune adnăclasnicul? Să nu scriem mesaj la mai mult, în privat, la mai mult 15 persoane pe zi, să etichetăm 24 de persoane și mesajele să nu se repete. Că când noi scriem în privat la persoane, să nu se repete mesajele. La fiecare persoană mesaj separat să fie. Și dacă respectați condițiile, să știți că a să aveți o pagină foarte puternică. Deci, acestea au fost metodele mele de recrutare pe adnăclasnice. Acum vă arăt pe Facebook. La fel, scriem mesaj în privat la persoane. Întrebăm la prietenii noștri, da? Alegem un prieten și întrebăm la prietenii ei. Uitați, alegem o persoană ca să fie deschisă, să fie asta mi-ar părea că ar putea să lucrează cu mine echipă, da? Eu adaug în prieteni, cel principal este să adaugați în prieteni. Dacă persoana dată nu e prieten cu dumneavoastră, poate să nu vă vadă mesajul. De aceea, întâi adăugăm prieteni. Dacă persoana dată a să dorească, adică a să fie prieten cu tine, ea să accepte. Când a să accepte, noi vedem aici la doi omuleți. Vedem că persoana dată te-a acceptat. Noi intrăm și la fel îi scrie mesaj în privat.
Știți ce pun să, adică, a mie îmi place și recomand și la multe persoane să, într-adevăr, să, chiar la persoanele nou registrate, care abia încep lucrul, anume metoda aceasta de lucru. Să scrii în privat la persoană. De ce e bine? Ia, de exemplu, dumneavoastră aveți un măr, da? Și strigați la toți. Este așa un public înainte dumneavoastră, undeva la 10-15 persoane, da? Strigați. Cine dorește un măr, da? Sigur, tot să spui asta așa într-o parte, că nu, nu a spus într-o altă. Nimeni, e rar când a spui eu, da, o persoană. Dar dumneavoastră când vorbiți, spuneți, Elena, dorești mărul acesta? Persoana spune, da, cred că da, da, dacă să-l vrei. Așa și aici. Dumneavoastră mult mai mult lucrează mesaj în privat. Eu vă recomand primul metodă de recrutare a dumneavoastră să fie mesajul în privat. V-am spus, v-ați adăugați în prieteni, dacă vă accept, începem să scrii mesaj în privat. Și desigur, persoana dată acasă vrea să vă accepte și să începeți colaborarea. A doua metodă de lucru pe Facebook este să facem postări în grupuri. Înainte de asta, trebuie să aveți grupurile pregătite, da? Să vă alăturați la grupuri. Și începem, facem postările în grupuri. Cum facem noi metoda aceasta? Foarte ușor și foarte frumos și foarte ușor, da? Ia uitați-vă. Am intrat în grupul, da, anunțuri. Începe o discuție, facem click. La fel, copiem un text care dorim noi să lucrăm. Copiem textul. Îl afișăm. Apoi o poză care îți pare că se potrivește la acest text. O afișăm. Da? Și postează. Facem click. Ia uitați ce poza e frumoasă primită. Dacă mă întrebați, credeți? Trebuie să recrutați, adică să lucrați pe această metodă. Dimineața la 15 grupuri, seara la 15 și la amiază în 15 grupuri. În total să fie la 50 de grupuri pe zi. Este o metodă foarte bună, care lucrează mulți prieteni, mulți parteneri de mine lucrează pe Facebook. Da, lucrează această metodă. De aceea vă recomand. Dar pentru persoanele nou înregistrate, vă recomand să începeți încetişor, doar cu mesaje în privat. Sper să vă fie de ajutor recomandarea mea. Vă doresc o seară plăcută. Pa, pa!